În cadrul amplei manifestări culturale și anume Zilele orașului Baia de Aramă, a avut loc o nouă ediție a Festivalului Național de Folclor Munte Munte Brad Frumos. Manifestarea competițională folclorică a devenit deja tradiție prin continuitatea sa de-a lungul anilor și prin promovarea folclorului muzical. Zona etnofolclorică bogată în tradiții Baia de Aramă a fost și va rămâne un reper pe harta festivalurilor de profil naționale. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinția la Georgescu, alături de prefectul județului Alin Isuf, senatorul Liviu Mazilu și consilierul județean Claudiu Cenușe. Marele premiu, domnișoară Roxana Ana Maria Goia, reprezentând Banatul. Festivalul Național Munte Munte Brad Frumos, eveniment ce a ajuns la ediția 23-a, a strâns mii de oameni în acest sfârșit de săptămână la poalele muntelui în Baia de Aramă. La eveniment alături de primarul Ionuț Tudorescu a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinția Ladin Georgescu, alături de prefectul județului Alin Isuf, senatorul Liviu Mazilu și consilierul județean Claudiu Cenușe. Șeful județului a subliniat faptul că oamenii apreciază tot mai mult valorile autentice mehedințene, iar acest lucru ne încurajează să sprijinim folclorul și tradițiile din zona de nord a județului nostru. Orchestra Danubius, condusă de dirijorul Marian Magheru, a încântat sufletele celor prezenți alături de îndrăgiții artiști mehedințeni și nu numai, prezenți pe scena festivalului. Aș vrea să văd și o aplauze pentru această minunată orchestră Danubius. V-au plăcut? Mulțumim frumos! Aș vrea să menționez că această orchestră aparține Consiliului Județean Mehedinți și pe această cale să-i mulțumim foarte mult pentru susținere domnului președinte Aladin Georgescu. Vă mulțumim mult! Pentru că sunteți în această seară într-un număr foarte mare alături de noi. Prin evoluția în concurs a tinerilor interpreți, s-a susținut obiectivul principal al acestui Festival Național de Interpretare Vocală și Instrumentală, conservarea și promovarea patrimoniului cultural tradițional românesc și repunerea în circulație a unor piese valoroase din diferite zone etnofolclorice ale țării. Pe scenă au urcat pe lângă concurenți artiști de renume, printre care Nina Predescu și Olguța Berbec, spre încântarea publicului spectator. Frumos ce se întâmplă de două zile la Baia de Aramă și pentru satele din împrejurim. Cu mare drag suntem aici alături de dumneavoastră. O flor de rochiță, măi, la, la, la. Hai hop și ar hop, că eu danță știu să-l șoc. Și gurița merge bine, hai dans după mine. Hai da hop și iară hop, că eu danță știu să-l șoc. Și gurița merge bine, hai dans după mine. Seara s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii care a răsunat în tot podișul Mehedinți.